Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Luni 25 decembrie este Crăciunul. Aceasta este o sărbătoare și o continuare a magiei pe fundalul energiilor minunate ale trigonului pe care îl va direcționa Venus către cea mai înaltă octavă a sa, Neptun. Neptun este principalul vrăjitor al horoscopului, când fericirea, bucuria, plăcerea, unele cadouri ne vin directă de nicăieri, și dacă, potrivit lui Jupiter, aceasta este o recompensă pentru munca ta, pentru saltul pe scara carierei, pentru eforturile tale și primești un bonus, atunci totul este logic, iar trigonul lui Venus și Neptun vine de nicăieri, este ceva în care nu vei crede niciodată, dar ți se întâmplă, aceasta este o relație romantică, o decolare creativă, o poveste amețuitoare. Și dacă nu ți se întâmplă nimic în această zi, atunci ar trebui să te gândești la ce ai făcut atunci pentru a primi un cadou, a obține o promovare sau o armonie într-o relație romantică. Acest aspect pozitiv al lui Venus și Neptun va fi favorabil călătoriilor, întâlnirilor și contactelor. Pentru taur și balanță, ale căror activități profesionale sunt legate de artă, comerț cu bunuri de lux și creativitate, în general sunt posibile tranzacții de mare succes. Sănătate bună și energie sporită vor însoți pe pești și săgetător, care vor reuși să facă multe în câteva zile, la serviciu, în familie și în creativitate. Luna plină în rac care va începe miercuri, va ajuta la clarificarea situațiilor legate de familie și părinți și va da de asemenea, un început de rezolvare a problemelor de locuință și proprietate. Racii și Capricornii vor putea îmbunătăți relațiile cu rudele și vor putea clarifica perspectivele legate de locuință. Cineva va decide în sfârșit să se mute sau să renoveze, să ia o ipotecă sau să cumpere o proprietate scumpă. 27 decembrie este o zi destul de specială pentru noi, deoarece soarele face un trigon cu Jupiter peste o lună plină în rac, iar Mercur va direcționa o quadratură către Neptun. Quadratura dintre Mercur retrograd și Neptun înseamnă intoxicație, accidente de circulație, o stare de distracție, virus și infecții. Conform lunii pline, totul este intensificat și amplificat și mai mult, iar trigonul Soarelui și Jupiter este tot mai lărgit. Acest trigon va duce aspecte pozitive proceselor de afaceri legate de loialitate, de exemplu, față de șefi, parteneri sau organe de inspecție. Apelurile la agențiile guvernamentale, soluționarea problemelor legate de afacerile străine și extinderea domeniului de activitate sunt favorabile. Aspirațiile de carieră ale leului, săgetătorului și peștilor se pot împlini cu mare succes iar Berbecul și Racul vor putea începe un nou ciclu de studii sau pregătire avansată care ulterior le va îmbunătăți situația financiară și va crește veniturile. Trigonul Soarelui cu Jupiter este o combinație unică de planete în sine, dar are o proprietate neplăcută, aceasta este o ciocnire de sentimente între Eul nostru și viziunea noastră grandioasă asupra lumii, și nu poți împărți cine este mai mare, așa că pot fi ciocniri cu părinții, cu copiii, cu superiorii. Ar trebui să fii atent în cuvintele tale, acțiunile tale și în a consuma lichide îndoielnice. Conjuncția lui Marte și Mercur de joi va face pe berbec și scorpion să aibă limba ascuțită și le poate provoca pe fecioare și gemeni la acțiuni pripite. În același timp, eficiența va crește, iar activitatea mentală a majorității reprezentanților zodiacului va crește. Oamenii angajați în domeniul științei și afacerilor militare vor fi caracterizați prin descoperiri, decizii neobișnuite și determinare. Tranzitul nu este favorabil călătoriilor și excursiilor, deoarece crește riscul de obstacole pe parcurs. Pentru toate semnele, există o șansă mare de a face răcel și boli infecțioase. Pe 29 decembrie, o zi minunată, Venus îi trimite un sextil lui Pluto iar aceasta este toată povestea despre bani, relațiile noastre romantice, investiții serioase, achiziții, cadouri, moșteniri și întâlniri cu rudele mai în vârstă. Aici totul va fi spre bine, mai ales bine, pe lângă toate celelalte zodii, în primul rând pentru Taur, Capricorn și Scorpion. Sextilul lui Venus și Pluto va aduce noi idei în domeniul afacerilor și finanțelor, care trebuie implementate la începutul anului viitor. Problemele legate de moștenire, asigurări sau pensie alimentară pot fi rezolvate cu succes de către scorpioni, tauri și lei. În același timp, aspectul de tranzit al lui Venus și Pluton este foarte favorabil oamenilor din punct de vedere al sănătății, cu excepție celor care au boli grave, de exemplu oncologice. Un curs de tratament început în această zi va da rezultate foarte bune. Alți reprezentanței cercului zodiacal ar trebui să aibă grijă de ei înșiși, să se expună la mai puțină activitate fizică, să evite experimentele științifice periculoase și să fie precauți atunci când intră în contact cu substanțe străine, otrăvuri și substanțe chimice neobișnuite. Șansele de a începe o nouă relație romantică în această perioadă sunt mari pentru Berbec și Scorpion, iar ziua este potrivită pentru Vărsător, Gemen și Pești pentru a intra într-o căsătorie oficială. Tendințele interesante vor apărea la sfârșitul săptămânii, când Chiron retrograd va trece în faza directă a mișcării. Aceste lucruri ne va permite celor mai mulți dintre noi să începem să ne evaluăm mai obiectiv pe noi înșine și abilitățile noastre și să îmbunătățim înțelegerea reciprocă cu ceilalți. Săgetătorul, taurul și balanța vor simți această influență deosebit de puternic. Peștii, gemenii și fecioara vor fi mai atenți și mai sensibili la mediul înconjurător și vor începe să înțeleagă mai bine motivele acțiunilor altor oameni. Anul se va încheia cu trecerea lui Jupiter, planeta Marii Fericiri, de la mișcarea retrogradă la mișcarea directă. Acest lucru va permite majorității oamenilor să întâmpine anul care vine cu note pozitive și să-și demonstreze talentele la maximum, să se realizeze în societate și să vadă noi perspective și oportunități pentru ei înșiși. Oamenii de afaceri ale căror afaceri sunt conectate cu alte regiuni și țări își vor putea îmbunătăți performanța financiară și își vor extinde sfera de influență. 31 decembrie este o zi minunată de anul nou, dar soarele face un trigon cu luna neagră. Lilith, ca întotdeauna, scoate din noi cele mai proaste calități, glume proaste cu cei dragi, capricii și dorințe irreprimabile. Și, literalmente, în ajunul anului nou, puteți intra într-o dispoziție proastă din cauza lucrurilor mici fără valoare, și pentru a nu urmă exemplul lui Lilith, ne amintim că acestea sunt trucurile lunii negre, iar aspectul se va împrăștia în curând, cei ale căror activități sunt legate de publicare, predare, jurisprudență, finanțe și guvernare vor putea să înceapă cu mare succes proiecte noi. După ce le-au finalizat mai întâi pe cele vechi rapid și fără efort, sănătatea se va îmbunătăți pentru pești, săgetători și raci care suferă de probleme cronice. Taurul va fi capabil să rezolve cu succes problemele de carieră, să obține o nouă poziție sau statută la locul de muncă. Jupiter le va da o nouă speranță semnelor elementului foc, berbec, leu și săgetător, va contribui la îmbunătățirea sferei financiare pentru scorpion și rat și va armoniza latura romantică a vieții pentru vărsător, balanță și gemeni. Surprizele și cadourile plăcute cu începutul noi faze a lui Jupiter vor încânta aproape toată lumea, ceea ce va adăuga bucurie și bună dispoziție în noaptea de Revelion. Apropo, Jupiter este planeta împlinirii dorințelor. Așa că formularea dorințelor în timpul gongului ceasului de anul nou trebuie să fie la scară largă, mare și importantă. Cu siguranță vor deveni realitate, la mulți ani. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!